Ceahlăul se află la 8 puncte de primul loc, care permite menținerea în Liga 1 înainte de partida din etapa 23-a de la Chiajna. Principalul Zee Mareea și-a făcut calcule până la final, spune că timp mai este pentru a se remedia situația, însă este vitală o primă victorie. Noi andrem a giocare la prossima partita contro il Chiajna, già cercando di riprenderci questi tre punti il prima possibile. Deci până la finalul campionatului mai sunt 36 de puncte puse în joc. Normal, mai sunt 8 față de zona care ne aduce un pic de liniște. Timp avem, dar normal că nu mai trebuie să lăsăm puncte pe stradă. Trebuie deja cu meciul cu Chiajna să aducem primele 3 puncte în vesteria clubului. Jocul echipei crește de la meci la meci. În meciul cu Dinamo și cu Steaua s-a văzut că am jucat foarte bine, cu un joc pe jos combinativ așa cum îl vreau eu. Normal că punctele aduc încredere și sperăm ca la meci cu Chiajna să fie o victorie. Galbenegri au strâns doar 2 puncte în retur din 5 partide, iar zestrea putea fi mai mare în opinia antrenorului de la Ceahlăul. Cred că 4-5 puncte în più potevamo averli. Diciamo che prendiamo come se fosse stata la preparazione per questa parte di campionato. 2 punti li abbiamo portati a casa, forse questi 2 punti fanno la differenza alla fine. Returul a început deja, din păcate, din toate aceste meciuri nu am acumulat cât ne-am dorit. Poate puteam, fiind mai atenți, să acumulăm 4-5 puncte în plus. Oricum, o luăm ca pe o fază de pregătire pentru returul care începe de acum. Și poate aceste 2 puncte pe care le-am acumulat în aceste meciuri vor face diferența la finalul campionatului. După meciurile din etapa 23-a, campionatul Ligii 1 se va întrerupe timp de 2 săptămâni.